subiecte interesante și invitați pe potriva. Interviuri, dezvăluiri și opinii din public. Răsfoiește actualitățile împreună cu Iana Pereteatcu și Vitalie Ducec. Jurnal Actual, de luni până vineri, de la 12 până la 13, la Jurnal FM. Salutare și bun găsit într-o nouă ediție a Jurnalului Actual. Iana Pereteatcu sunt alături de mine, este și colegul meu Vitalie Drucec. Bună, Vitalie, bine ai revenit. Salut, Iana, bună ziua, dragi ascultători, bine te-am revenit. Vorbim astăzi despre o bună guvernare de mediu a resurselor acvatice, împreună cu Alex Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova. Bună ziua, domnule Reniță, bine ați revenit în studioul Jurnal FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Vorbim astăzi despre apă, despre calitatea apei pe care o avem în țara noastră, despre problemele legate de apă, despre o bună guvernare în general de mediu a resurselor acvatice. Ce ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi în momentul în care auzim o bună guvernare de mediu a resurselor acvatice? Este foarte important că noi începem să aducem spre cetățean și noțiunea de bună guvernare de mediu, fiindcă ea este încă o noțiune destul de departe și ei consideră că apa, aerul, solul, pădurile sunt de la sine și oricum, orice s-ar întâmpla, oricum ar guverna, ele există. O să treacă și o să fie bine, important bani să avem. De aceea, odată cu impactul pe care îl produce specia umană asupra ecosistemelor, trebuie să vorbim de locul omului în acest ecosistem și cum el este capabil să administreze ecologic o anumită regiune, un anumit loc și așa mai departe, fiindcă asta de acum trece și la comunitate locală, și la comunitate regională și în ansamblu la o comunitate planetară, dacă dorim, fiindcă în cazul unei foarte proaste guvernări de mediu, așa cum se produce azi aproape pe toate continentele, cu excepția celui european și nord-american, noi împingem planeta, într-adevăr, spre un haos și spre o degradare globală. De aceea și conferința recentă sau summitul de la Paris e o dovadă că cei care cunosc ce se întâmplă în realitate cu planeta au mari neliniști și aceste neliniști încep să treacă niște documente, dar în ansamblu este vorba de securitate ecologică a planetei, iar prin buna guvernare de mediu, cum am zis, la nivel de comună, la nivel de raion sau la nivel de republică, în cazul nostru, deci încercăm să asigurăm un element de care absolut nu se vorbește, securitatea ecologică a Republicii Moldova. Chiar dacă este o strategie 2007-2015 referitor la cum asigurăm această securitate, ea este una foarte fragilă, din considerentul că comunitățile locale habar nu au ce înseamnă buna guvernare de mediu. Și aici deja putem să extindem spre oricare factor al naturii, fie apă, fie sol, fie pădure. Dar astăzi ne vom referi mai mult la apă. Da, da, cu plăcere, fiindcă dacă ar fi existat măcar un început de bună guvernare de mediu pe resursele acvatice, noi nu am avea paralizată în întregime rețeaua hidrografică a Republicii Moldova. Deci, atenție, avem peste 3.000 de râuri, râulețe, părăiași în Republica Moldova și nu avem niciun râu unde am putea spune sau am putea să-i propunem cuiva să folosească această apă în scopuri potabile. Este exclus. Nu putem să permitem copiilor să se scalde. Este exclus. Și nu putem permite nici animalilor să fie adăpate din aceste râulețe. Iarăși interzis? Și aceasta este rețeaua hidrografică a Republicii Moldova. Deci, ca și cum ar fi pentru om toată rețeaua sangvinică, așa e pentru Republică, la nivel de teritoriu, aceste râulețe mici. Și atunci avem niște canale de scurgere a deșeurilor. Uitați-vă la satele noastre, că nu există aproape sat prin care să nu treacă un părăiaș, un râuleț. Și vedeți care este tabloul general în Republica Moldova. De aceea, Mișcarea Ecologistă, când a lansat mai multe campanii, nu numai informaționale, dar și educative, sat, râu curat de la sat la sat, urmărea ca să le arăte oamenilor din localitatea lor cum se comportă cu aceste râuri, râulețe, fiindcă niciodată nu o să avem apă bună în Republica Moldova, în fântâni, în cișmele, izvoare, atâta timp cât noi otrăvim râurile mici. Și aceasta este problema cheie.
Și noi am încercat încă în 1995, printr-o lege foarte bună, dar care a rămas numai pe hârtie, legea cu privire la protecția bazinelor hidrografice. Această lege obliga comunitățile locale să-și creeze așa numitele perdele de protecție în jurul la fiecare râuleț. Și dacă ne-am fi imaginat că avem peste 3.000 și ceva și azi ar fost și forestiere pe un mal și pe altul, de exemplu, de 12 sau 24 de metri, trebuia să vedem că de o parte sporește suprafața terenurilor împădurite, aceste filtre rețineau, hai să zic eu, o parte din poluanți care se duc în râurile mici, dar de altă parte ele se transformau în niște coridoare a biodiversității. Deci Republica Moldova ar fi avut azi cu totul și cu tot o altă înfățișare ecologică decât cea actuală, dar nu s-a făcut, dar asta nu înseamnă că trebuie care să lăsăm. Motivul? Care e motivul că nu s-a făcut? Deci aici sunt o sumedenie de motive, dar niciodată autoritățile locale nu au luat în serios problemele de mediu. Uitați-vă, cu excepția, clar că există din 1700 de sate, sunt, să zicem, 20-30 de primari care își pun și asemenea întrebări. Dar ei, de regulă, încearcă să evite pe cât de posibil problemele de mediu. Și atunci când ei zic că se ocupă și de asta, trebuie să ne ducem să vedem, în primul rând, cum am zis, râulețul din satul lor, să ne uităm cum colectează comunitatea deșeurile, unde le aruncă, să ne uităm dacă are vreo fâșie forestieră undeva, dacă are o pădurice, și atunci dacă ne uităm la toate aceste elemente, o să observați că este foarte uneori multă vorbă și foarte puțină faptă. Iar o bună guvernare reală de mediu pornește de la comună și poate chiar, dacă vrem, de la cetățean. Dar oricum, modelul vine de la comună. De aceea noi am promovat și continuăm să promovăm și peste tot încercăm să-i convingem pe primari să treacă la ceea ce numim plamuri. Plamurile sunt planuri locale de acțiuni de mediu. Aceste plamuri, abreviatura, aceste planuri le permit ca ei să acceseze fonduri. Și nu e nevoie să ducă în Germania, Statele Unite sau la Uniunea Europeană, fiindcă există Fondul Ecologic de Mediu, un fond destul de mare, dar cel puțin cu capacitate să le ofere în baza planului lor local de acțiuni de mediu, bani pentru, de exemplu, protecția resurselor acvatice. Și atunci ar putea, cum zic, astea în fond să granturi. Și aceste granturi pot să contribuie în mare măsură ca o localitate să arate civilizată, europeană, adică să te duci și să nu-ți fie rușine că ai intrat în satul acela și ai să vezi că cu acești bani poți să-ți faci o amenajare excelentă, începând de la, cum am zis, vorbim de resurse acvatice, de la râuleț, Părăiaș, și terminând cu faptul că poți să-ți faci o pădure de 10, 20, 30 de hectare, care oricum în jurul la fiecare sat sunt terenuri degradate, terenuri aruncate pur și simplu de izbele, știi, terenuri cu alunecări masive, și atunci poți să-ți înflorești localitatea ta, nu zădar să zici că omul sfințește locul. Există această posibilitate, dar, cum spuneți dumneavoastră ceva mai devreme, autoritățile locale nu își prea pun această întrebare sau aceste probleme nu le iau în serios. Și probabil și la nivel național e... La nivel național oricum, adică acum se întâmplă, hai să zic eu așa, un fel de schimbare de mentalități. La noi, hai să zic eu, factorii de decizie un timp, începând mai ales de la Tarle, Voronin, ei au înțeles că ca să intre în Europa trebuie să-și pună un papion verde la gât și la Strasburg o să fie primit foarte bine. A zis că, uite-l, domnule, mai aruncau câte o vorbă că da, noi avem nevoie de dezvoltare durabilă, dar ei când vorbeau de dezvoltare durabilă și imaginau că la un perete de 2 metri mai dau 2 metri și asta e dezvoltare durabilă și nu vedeau că, de fapt, tot ceea ce au făcut ei au pus începuturile, de exemplu, haosului din Chișinău. Dacă vorbim de oricare element într-o capitală pretinsă europeană,
o să vedeți dacă pornim de la parcă, de la parcări și terminăm cu spațiile verzi, o să înțelegem la ce noi am ajuns. Și dacă nu se găsesc soluții rapide, imaginați-vă ce o să fie în acest Chișinău peste, de exemplu, 5 ani, peste 3 ani. Deci noi o să începem să ne sufocăm, noi o să începem, cred că să ne ducem nu știu unde și cum, fiindcă este un oraș unde viața devine tot mai iritantă, locuitorii încep să se bruscheze și toate decizii vin tot de la această, nu bună, dar proastă guvernare de mediu, pentru că nu au calculat, de exemplu, un element elementar este presiunea antropogenă. Cât poate să ducă, hai să zic eu, un hectar, 10 oameni, 100 de oameni, 1000, și uitați-vă cum se face pe o suprafață foarte mică, unde trebuie să fie teren de joacă, unde trebuie să fie un spațiu verde, unde trebuie să aibă copii, măcar unde să răsufle, mai trântesc un bloc și în felul ăsta, cum se zic, înnebunește lumea și creează o sumedenie de probleme pe care le au cetățenii, dar autoritățile le-au creat. Cei care au proiectat, cei care au luat mită și au generat o asemenea problemă. De aceea, cum să zic, buna guvernare de mediu, ea trebuie să penetreze în toate, hai să zic eu, sectoarele pe care le are Republica Moldova. Eu am adus pur și simplu exemplu cu Chișinăul, fiindcă aici e cel mai vizibil. Dar tot ce se întâmplă azi în Chișinău, acest model falimentar de dezvoltare, deci el va intra în fiecare orășel, pe urmă sat și așa mai departe. Se vede după râul pe care îl avem, râul Bâc, care e într-o stare... Exact, și atunci unde o să ajungem dacă nu luăm lucrurile temeinic. Pentru că asta este concepția bunei guvernări de mediu, că nu apuci să repari coada sau repari 3 metri de dig de la ghidighiști sau nu știu de unde și ai băgat 10 milioane de lei și în final n-ai rezolvat niciuna din probleme, ai făcut numai risipă de bani și ai creat iluzia cetățenilor că ai rezolvat ceva. Ca asta se întâmplă. Avem un număr de telefon cu tarif normal 022-857-067, dacă aveți întrebări, vă așteptăm. Ați pomenit acum de ghidighici. Apropo, cum stăm cu, cum e starea rezervelor de apă în Republica Moldova? Nu, în ansamblu, rezervele de apă în Moldova sunt, hai să zic eu, la un standard foarte jos, nu de calitate, dar chiar de cantitate. Aș putea să vă dau o cifră, la noi în medie, în Republica Moldova, ar reveni 500 de metri cub de persoană per total, iar media în Europa este de 1700 de metri cub, ca să ne imaginăm că suntem cel puțin aproape de 3 ori și jumătate în mai jos de media europeană, după cum și la pădure, dacă media este la 35%, noi abia dacă ajungem la 11%. Deci toți acești factori ne arată că noi suntem un teritoriu vulnerabil. Noi suntem un teritoriu care ar trebui să privim lucrurile cu totul altfel ca să putem să recuperăm cât de cât și să intrăm în normalitate, adică să creăm un echilibru ecologic. Pentru că în cazul când nu înțelegi acest lucru, din potrivă, ești ca cel căzut într-o groapă și în loc să gândească cum se iasă din groapă, el sapă mai adânc ca să vadă, poate găsește o ieșire undeva. De el nu găsește, el din contra își sapă propria groapă. Cam așa se întâmplă și cu noi, cu fiecare parte, dacă luăm, sau componentă de mediu. Și aici, la fel, trebuie de spus foarte clar că eforturile, de exemplu, pe care le face Ministerul Mediului, chiar dacă ele sunt făcute în conformitate cu convențiile internaționale, standardele de mediu, dacă nu trece spre fiecare minister, de exemplu, dacă Ministerul Agriculturii o să aducă chimicale și o să trântească cu sutele de mii de tone, iar Ministerul Mediului o să trebuiască permanent să le ducă undeva în Franța să le ardă ca să nu otrăvim apele, sau Ministerul Economiei, sau Ministerul Transporturilor, sau Ministerul Educației, care trebuie să ofere o cultură elementară totuși cetățenilor, ce înseamnă să ai grijă de locul unde te afli. Deci e clar că noi rezultate bune nu o să avem și deja vedem acest lucru, fiindcă dacă am face și un sondaj așa mai serios pe probleme de mediu, o să vedem că cultura ecologică a cetățeanului din Republica Moldova este pur și simplu o parodie.
Uitați-vă că el e un seme barbar. Oriunde te duci, dacă iei în credință azi ceva, de exemplu, luăm Nistru, că nu de mult ați văzut, a fost ministrul mediului domnul Valeriu Munteanu și a scos de acolo kilometri întregi de plasă și acest lucru se întâmplă și în perioada de prohibiții. Și atunci tu îl întrebi, bă, omule, dar de unde vrei tu la anul să mai scoți pește din Nistru dacă tu aici totul de la metru la metru ați pus acest păinjeniș de mreje? Este clar și atitudinea asta este peste tot. Să nu credeți că numai pe Nistru. Cum au distrus 3.000 și ceva de râuri, deși la modul serios, aceasta este o moștenire sovietică, ea de atunci, în anii 68, 70-75, când au adus complexele animaliere, atunci a fost paralizată rețeaua râurilor mici. Dar râuri așa de mari sau fluviu Nistru, deci clar că mai încet îl pun în genunchi, dar și pe ăsta îl degradează, ichtiofauna este sub orice nivel și aici cred că decizia asta foarte curajoasă, eu o salut, a ministrului de a opri pe o an de zile pescuitul industrial, care iar le trezește foarte mari nemulțumiri și revolte celor care scoteau milioane din Nistru. Deci, clar că o să încearcă acum să tragă sforele și, de regulă, știți cum se întâmpla. De câte ori se punea o problemă serioasă și atingea interesele unor 4-5 indivizi, ori era destituit ministru, ori era lichidat ministerul și așa mai departe. Deci, și aici nu suntem departe, fiindcă Nistru, de exemplu, are două mari probleme, fiindcă, cum am zis, vorbim de resurse acvatice. Una este grupările astea criminale care s-au băgat și scos nisipul sau aluviunile din Nistru și vor să transforme tot Nistru într-o carieră de piatră, negândindu-se că 80% din populația Moldovei, nu mai zic și de a Ucrainei, cu Odessa, tot de aici se alimentează și are aproape 2 milioane. Deci ei nu-și pun problema de unde o să iei Chișinău apă, de unde o să iei 80% din populația Moldovei apă potabilă. Nu-i interesează. Ei acum scot nisip, iar faptul că distrug toată Albia Nistrului și noi nu o să avem apă potabilă, absolut pe dinși, cum zic, ei o să duc să tragă sporile. Așa e și cu pescuitul industrial. Deci eu aici e un subiect cu totul aparte, dar e foarte dramatic, hai să zic eu, soarta unor chestiuni foarte concrete de mediu. Pentru că nu poți să distrugi râul tău principal, care menține, trebuie să dăm Nistru ca o coloană vertebrală a echilibrului ecologic. Și dincoace să permiți la câțiva indivizi care au interese absolut egoistice, evident că își scot de acolo milioane de nisip, din aluviuni și așa mai departe, că eu am verificat lucrurile astea chiar anul trecut, și dacă nu mă înșel și anul ăsta în primăvară și am văzut exact că n-aveau nici tu cântar, nici tu factură fiscală, nici tu casă de bătut. Clar că asta e un business la negru care e conectat cu cineva care îi protejează și sunt rețele întregi care îi protejează de la, pornind de la primar, mergând spre raion și terminând aici la Chișinău, unde au protecție și unii evident că dau bani ca să poată să distrugă în continuare Nistru. De aceea aceste două decizii pe care le-a luat Ministerul Mediului și le-am numit foarte curajoase, iar Mișcarea Ecologistă din Moldova imediat s-a solidarizat cu acestea, este de a opri necondiționat distrugerea și transformarea Nistrului în carieră de piatră, de nisip și așa mai departe, aluviuni, și doi, cu acest pescuit industrial care ne-a lăsat practic fără de pește în Nistru. Adică foarte puțin. Poate ar trebui să fie legile mult mai drastice dacă ar face zona Nistrului rezervație. Absolut. Și atunci ar numi o rezervație și nu s-ar mai tăia copaci, nu s-ar mai scoate nisip, nu s-ar mai pescui în... Și asta cam ar fi ceea ce spuneți, un element cheie din buna guvernare de mediu. Fiindcă dacă ai conferi Nistrului de la Naslavcea, și eu am vorbit și cu colegii mei din Ucraina, că noi, ideea noastră în genere a fost să luăm mai de sus, tocmai de pe la Sambor, adică să prindem și Lvovul, Ternopolul, Ivano-Frankovsk și până aici Cernăuți, și să creăm un parc național transfrontalier Ucraina-Moldova, fiindcă
ceva mai sus de la Naslavcea este cel mai mare parc național al Ucrainei, se cheamă Toltrele Podoliei și el cuprinde practic de la Hotin și se extinde pe 62.000 de hectare, adică o suprafață uriașă, ca să ne imaginăm. Și dacă am începe să extindem acest parc Toltrele Podoliei și încoace în jos, iar noi pe Nistru avem peste 22 de rezervații peizagistice și am început să le înodăm una de alta și să creăm coridoare de care vorbeam chiar pe râurile mici care ar fi coridoarele vieții, într-adevăr, Nistru ar începe să fie un râu de mare atractivitate și de mare rentabilitate. El ar începe să întrețină și oamenii și să furnizeze mari servicii ecosistemice pe care lumea azi habar nu are ce înseamnă un serviciu ecosistemic. Pentru că, cum am spus la început, aerul el respiră și nu îl plătește și nu știe ce aer respiră. Practic, apa care o ia din... Da, foarte mulți dintre noi plătim pentru... Nu, de apă vorbim. De apă încă plătim, dar, cum să zic, dacă o raportăm la prețul real, că noi azi, dacă vă uitați... Și nu e o glumă când deja mulți experți internaționali spun că litru de apă va costa mai scump decât un litru de combustibil. Și cine nu crede, deci să treacă puțin prin Africa, să vadă zone unde lumea pur și simplu visează la un pahar de apă, măcar pe zi. Și aici e vorba de câteva miliarde, din 7 miliarde aproape cât are planeta, noi avem cel puțin 4 miliarde care nu au acces la apă potabilă de calitate. Deci mai mult de jumătate din planetă. Bine, noi încă nu simțim lucrul ăsta, fiindcă omul până nu se confruntă, el nu înțelege. Și durerea altuia nu este și durerea cetățeanului de pe alt continent. De atâta când se vorbește azi, s-au tăiat atâtea milioane de păduri de junglă, din tropicale. Deci noi nu înțelegem că de fapt se taie din planeta noastră, se taie din oxigenul nostru. Lucrul ăsta noi nu simțim. La fel ca și cu Siberia, ei departe de noi. Dar dacă, de exemplu, 3 zile noi nu am avea apă în Chișinău, noi am sărit în sus și am început să ne revoltăm și să căutăm, dom'le, dar de unde, cine... Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns? Eu zic să luăm o mică pauză de publicitate, ne întoarcem în scurt timp, tot aici la Jurnal Actual. Subiecte interesante și invitați pe potriva. Interviuri, dezvăluiri și opinii din public. Răsfoiește actualitățile împreună cu noi. Jurnal Actual. De luni până vineri, de la 12 până la 13, la Jurnal FM. Vorbim în această oră la Jurnal Actual despre o bună guvernare de mediu a resurselor acvatice împreună cu Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova. Avem și număr de telefon cu tarif normal. În cazul în care ai întrebări, suni la 022 857 067. Domnule Reniță, aș vrea să vorbim un pic despre starea apelor subterane din Republica Moldova. Pentru că data trecută am avut un apel telefonic de la Telenești când cineva spunea că din apele subterane fac arigarea livezilor și a viilor. E posibil așa ceva? Nu, pentru mine, ca să fiu sincer, e de groază să ne imaginez irigarea în Republica Moldova din resursele subterane sau din subsolul Republicii. Eu am încercat să clarific de-a lungul anilor și așa și n-am obținut informație care este volumul de apă în subteranul Republicii Moldova. Ca să scoți de acolo o căldare de apă, trebuie să știi că am 10 sau 7 sau 9, câtă apă avem acolo. Academia de Știință tace eroic, nu am auzit nici pe timpul sovietic câtă apă avem, că ei pe timpul sovietic ce făceau? Conectau la complexele animaliere, era așa numită hidrospălare. Adică scoteau apă din subteranul Republicii și spălau toate dejecțiile și pe zi se consuma peste 2000 de metri cub. De atâta și s-a poluat toată rețeaua, ceea ce vorbeam mai înainte, pentru că toată murdăria asta era aruncată pe urmă unde? În râurile mici. Aștepta să ploaie, să fie o inundație și le duceau. Și primul era clar că undeva se scurgeau ori în Prut, ori în Nistru, dar s-a scurs în primul rând în sol, în fântâni. Și de atâta noi avem 90% din fântânile Republicii Moldova spoluate. Din ce considerăm? Cu nitrat și nitriți. Toate sunt încă din perioada de care spuneam. Și atunci, socoteți că dacă un complex animalier avea 54.000 de capete, iar în ansamblu, la fel, trebuie să le dau
radioascultătorilor o informație incredibilă, dar ea este așa, cum zic eu. Complexele animale construite de sovietici pe teritoriul Republicii Moldova erau egale, după poluare, dejecție și așa mai departe, cu un oraș de 20 de milioane de oameni. Deci noi acum, ca să ne imaginăm, avem o populație de 3 milioane jumătate cu tot cu Transnistria 4 și atunci noi deja aveam, în afară de populație, aveam încă 20 de milioane de, hai să zic eu, de suflete care poluau. Ca să ne imaginăm, și asta era numai pe o suprafață de 33.000 de kilometri pătrați. De atât și s-au acumulat. Problema cu apele subterane este o problemă cheie. În ansamblu, țări al de, mai să zic eu, Republica Moldova, care nu este atât de aproape de un mare rezervor de apă potabilă, cum ar fi muntele. Muntele este cel care adună mari cantități de apă. Deci noi avem două, hai să zic eu, fântâni orizontale, care este Prutul și Nistru, și care sunt legate și ele de capriciile timpului, dar mai ales de capriciile omului, care poate să facă așa cum s-a făcut pe Nistru hidrocentrala de la Novodnestrov și să nu-ți dea drumul la apă în jos de cât ai nevoie. Și aici e un alt subiect. Și Prutul, care când se înflă, când seacă. Și iată ceea ce avem. De aceea, apa subterană trebuie, în primul rând, considerată ca o resursă strategică pentru totdeauna. Ce înseamnă pentru totdeauna? Adică pentru situații de criză sau pentru generațiile care o să vină peste 50 de ani, peste 100 de ani, pentru că noi nu știm că odată cu schimbările climatice, dacă aceste fântâni orizontale de care am numit Prutul și Nistru, care o să fie debitul lor de apă. S-ar putea să vedem, și asta o spun cu groază, dacă ne-am teleportat peste 50-100 de ani, să vedem Nistru ca un fir de apă cum azi e Bâcul sau cum e Răutul. Sau poate chiar deloc. Eu nu pot să zic ce o să fie peste 100 de ani, pentru că ceea ce cunosc foarte exact, am văzut scenariul, de exemplu, schimbărilor climatice pentru Republica Moldova, modelat clar pe computer, ceea ce s-a început deșertificarea la sud, de exemplu, la Vulcănești, care vine din Dobrogea, din cauza acolo precipitațiile, dacă sunt 300 de milimetri la metru, în azi avem la Briceni 900, deci de 3 ori mai mult. Deci în câțiva ani, în 10-15 ani, cam în anul 2025, la Briceni o să fie situația de azi de la Vulcănești. Adică situația e foarte dramatică. Azi, cum zic lumea, cum zic, țipă ceea ce o doare. Eu a luat miliardul, strigă. Dar ar trebui să înțelegem că miliardele adevărate noi le pierdem din atitudinea noastră și mai ales din neglijența și neadaptarea la scenariile reale care o să vină peste Republica Moldova. Pentru că tot ceea ce plantăm azi, de exemplu, la sud, nu o să mai fie valabil. O să trebuie să găsim altă formă de agricultură. Eu știu, poate o să fie pustiu acolo. E foarte greu de spus. Iar la Briceni, unde tot a fost zona de nord deprinsă cu cantități relativ bune de precipitații, o să trebuia să se adapteze la formule foarte aride. Și atunci e alte situații, de unde luăm apă? Și asta e problema cheie. Nu cumva din subteran, atunci o să trebuia să ne ducem și să ne întrebăm, dar ce am făcut? Dar noi am făcut un secol, secolul 20, secolul 21, la început am scos apă și am făcut irigare și am stricat solurile. Pentru că sunt două probleme foarte importante. Apa aceea, ea poate fi utilizată în scopuri potabile, deși acolo sunt tot probleme, pe anumite zone, mai ales chiar Telerești, de care ați spus, Ungheni, Fălești, deci sunt ele, oricum trebuie să tratate. Asta e, nici nu se discută, nu vreau să intru pe componența chimică, dar ele trebuie tratate, fiindcă nu toate apele sunt de calitate, chiar din subteran. Dar a trata nu este o problemă nerezolvabilă în secolul 21. Adică o pot. Și de aceea, eu sunt categoric și ne-am făcut demersurile, am fost nouă singură dată și la guvern, să nu se permită irigarea din subsolul Republicii Moldova. Fiindcă, apa nu este, cum am zis, de cea mai bună calitate și, doi, solurile s-ar putea să se mineralizeze. Fiindcă dacă apa nu este bună, el, da, într-adevăr,
în 10-15 ani el o să rodească și pe urmă el ne lipsește și de apă și de dincoace ne strică solurile, adică noi suntem în pierdere dublă. E adevărat că cel care o să aibă acces la apă și la sol timp de 15 ani, el o să aibă profituri. Și el, după ce și-a umplut conturile din aceste suprafețe, el ori o să vândă, ori o să părăsească, că o să transforme aceste terenuri în terenuri degradate. Și noi nu o să avem nici apă și nici terenuri. De aceea trebuie de oprit această inițiativă pe care o au anumiți, hai să zic eu, agenți, ăștia sunt, de fapt, tot din categoria băieților șmecheri. Că el s-a gândit, domnule, dar eu dacă îmi trag țava de la, vine țava de irigare de la Nistru, trebuie, am 10 km, de exemplu, unde trece conducta. Asta mă costă 10 milioane, de exemplu, eu vorbesc aproximativ toate cifrele, și el zice, nu, dar eu dacă obțin și fac o fântână arteziană, asta mă costă 300 de mii, cam pe aici e prețul ei, și eu obțin apă și mai adaug niște bănuți și el a făcut calculul că în 15 ani până degradează solurile, el o, dacă are o livadă sau are o vie, el oricum o scoată de acolo. Și o să fie peste 15 ani sau peste 25 ani, nu mă interesează. Nu mă interesează nici în subsol cât apă a rămas, nici calitatea solurilor. De atâta trebuie de preîntâmpinat. Și lucrul ăsta trebuie să fie la nivel de politică de stat. Pentru că ceea ce nu cunoști bine, nu te băga și nu încerca acum să utilizezi. Că modelul ăsta l-a făcut Uniunea Sovietică și a degradat tot ceea ce a fost de aici, de la Prut și până la Pacific. Eu o zic cu mare durere, fiindcă în 87 am avut o ocazie foarte rară să văd și am fost într-un fel de cercetare ecologică în Siberia și am văzut milioane de metri, milioane de hectare degradate din elicopter, se vedeau păduri moarte, moarte în picioare. Și toate erau că s-au băgat oamenii acolo și au început, de exemplu, o chestie elementară care nici nu-ți venea crede. Au început să ridici terasamentul pentru calea ferată să poată să ajungă undeva și în felul ăsta a scăzut numai cu 15-25 de centimetri nivelul apei, iar toată taigaua se păstra pe rădăcinile, erau, se alimentau cu apă de, anume de la nivelul ăsta, 20-25 centimetri. Și de atâta mureau milioane de hectare. Vrem să aducem modelul ăsta aici? Hai că noi să spunem așa, în secolul 20 multe lucruri nu se știau. Au făcut-o din ignoranță, proiectanții n-au știut. Dar acum ce nu știm noi? Credeți că se știe? Acum ce nu știm? Ce ne interesează? Există vreo problemă, de exemplu, să vină azi să ne spună cineva, domnule, hai să vedem, e bună irigarea din subsol sau nu? Să vină la noi, la Mișcarea Ecologistă, sau să facem o conferință aici. Dar eu cred că foarte mulți dintre acești agenți despre care vorbeam ceva mai devreme, care fac acest lucru, nu-și pun astfel de întrebări. Nu-și pun, fiindcă eu la o expoziție... Sau nu știu să-și pun astfel de întrebări. Am fost oprit aici de un fost ministru al agriculturii și mi-a zis, domnule, dar dumneavoastră, de ce vă puneți irigări din subsol? Și am început de... Dar eu nici nu m-am gândit la chestii. Bă, dar trebuie să te gândești. Solul, cum o să arăte după ce faci tu irigare din subsol peste 20 de ani? Că la urma urmei este singura moștenire pe care o poți transmite cuiva. Și dacă mergi pe ideea de management durabil a terenurilor, apoi ea nu poate să nu țină cont de calitatea apei care o ai acolo, iar dacă îl pui pe dânsul, de exemplu, dacă pe noi interesează să salvăm solurile și ceea ce vorbeam de managementul durabil a terenurilor, îl pui să aibă o stație de tratare a apei ca să dăie solului numai puțin, numai mult de un gram de săruri la litru, el a zis, stavă, dar nu mi-e convenabil, că o stație asta, atunci un kilogram de mere nu mai mă costă 5 lei, dar mă costă 15. Și el imediat se inversează. Dar irigarea pentru Republica Moldova trebuie de făcut încă mult timp, trebuie să le facem din apele curgătoare. Trebuie să ne gândim și să mai dezvoltăm și un alt concept care tot ține de buna guvernare de mediu, cu zonele umede. Zonele umede din Republica Moldova pot fi acele mari depozite de apă care să ne salveze în situația schimbărilor climatice. Vorbim despre aceste aspecte deja într-o altă emisiune, asta pentru că suntem aproape de finalul emisiunii Jurnal Actual. Domnul Reniță, vă mulțumim foarte mult. Ne dăm seama că fiecare face cam ceea ce vrea și lucrurile trebuie să se schimbe, dar trebuie să se schimbe cu fiecare dintre noi.
Sperăm că lucrurile astea se vor întâmpla și se vor îndrepta cumva, dacă mai putem salva ceva, și sper că da. Da. Și noi, de fiecare dată când ajungem în Ananghei, spunem, Doamne, luminează-ne și pe noi și poporul. Da, dă-ne, Doamne, ploaie. Vitalie, îți reușit și zi frumoasă. Mult succes să aveți. Am vorbit despre bună guvernare de mediu a resurselor acvatice împreună cu Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova. Rămâi alături de Jurnal FM în continuare. Dincolo de 13 ai parte și de urări de sănătate. Numai bine! Răsfoiește actualitățile împreună cu